Bine te-am găsit! Sunt Claudia Clipici și asculți Mind Over Matter, primul podcast medical în care vom vorbi și despre impactul psihicului asupra organismului nostru. Vei afla informații corecte de la medici, psihologi, antrenori, cât și nutriționiști. De asemenea, vom avea invitate și persoane publice care s-au remarcat prin atenția pe care au oferit-o atât sănătății fizice cât și psihice. La Mind Over Matter punem în discuție fiecare afecțiune a corpului uman și despicăm firul în patru. Cum apare? Ce impact emoțional poate produce asupra noastră sau asupra persoanelor dragi? Cum ne afectează relațiile? Care sunt metodele de tratament potrivite și cum putem gestiona toate aceste schimbări? Te invit așadar alături de noi să aflăm. Haide, Sandra! 22 de ani! 6-1! Dificultate! 3-60! Perfect! Sper să depășească măcar pe Pașeca. 15-0-50 are medie. Aur, incredibil! Incredibil! Sandra Izbașa e campioană olimpică! România are aur la Londra! Bravo, Sandra! Extraordinar! Ce performanță! Uimitor! Cine credea? Poate doar noi care am văzut-o sărind pe Sandra în sală de atâtea ori la antrenament! Bravo, Sandra! Cu o carieră impresionantă în sportul de performanță, Sandra Izbașa rămâne etalonul eleganței și al unei tehnici impecabile în lumea gimnasticii mondiale. Este dublă campioană la Jocurile Olimpice, cu aur la sol în Beijing 2008 și aur la sărituri în Londra 2012. Este tenace, ca un argint viu și un om autentic căruia nu este teamă să se afișeze exact așa cum este. Sandra Izbașa este așadar invitata mea în această ediție. Bine te-am găsit, Sandra! Bine te-am găsit, Claudia! Ce mai faci? Care mai e viața ta în prezent? Viața mea în prezent? Păi este super tumultoasă. De dimineață până seara, nu știu dacă stau foarte mult, dar așa. Am activitate zilnică pentru că lucrez în cadrul armatei. Așa. Și acum, de când cu pandemia, m-am mutat la structura de securitate și activez de câteva luni de zile bune. Mă simt foarte bine. Am crezut că munca de birou nu este pentru mine, dar în zilele de azi trebuie să te adaptezi. Și mă bucur foarte mult că am făcut schimbarea asta. Hai să le mărturisim și celor care ne ascultă și care o să ne și urmărească faptul că noi ne cunoaștem de când eram mititele. 95? Da, 95. Așa, de pe la, da. Nu știu, 5 ani. 5, respectiv 8, ani. Da. Da, ceva de genul. Da. Mamă, astea sunt, din punctul meu de vedere, cele mai prețioase prietenii, pentru că după mulți ani, uite, suntem împreună exact. Și nu ne-am fi gândit că... Nu, chiar nu m-aș fi gândit, așa, da. În postura asta amândouă. Da, dar mă bucur foarte mult și țin la relațiile de prietenie din copilărie până în prezent. Și eu mă bucur tare, tare mult că ai acceptat pe să faci parte din podcastul ăsta, pentru că mi-aș dori toată lumea să vadă cât de minunată ești și că ești o persoană puternică și extrem de expresivă, ceea ce ai și dovedit în ultimele tale apariții. Ai cum și ar cântat, fi? Ai și mai jucat și teatru. Am jucat. Ai fost actriță. Am jucat toată viața, nu glumesc. Teatru fiind, zic, de sol, pentru că trebuia să interpretez un act artistic acolo, îmbinat cu elemente dificile. Faptul că, nu știu, mi s-au ivit oportunități de a fi, de a face parte dintr-un film, asta nu pot să spun că sunt actriță, dar mi-a plăcut să cochetez cu lucrurile astea după ce am încheiat cu sportul de înaltă performanță, să văd ceea ce mi se potrivește. Mai mult în joacă am făcut lucrurile și astea. Cum ți s-a apărut? Când am jucat în film sau da, în da, general? Da, în film. Mai, având în vedere că am făcut 4 luni, am luat niște cursuri de actorie, nu neapărat mă gândeam că o să joc într-un film, ci pentru dicție, pentru suflu, să-mi controlez foarte bine suflu atunci când vreau să povestesc mai mult și îmi doream foarte mult să prezint știrile, fie sportive, fie știrile în general. Și mi s-a și întâmplat acest lucru. În 2017 am prezentat știrile la TVR2, știrile sportive.
Mi-a plăcut foarte mult, doar că după s-au intensificat mai mult antrenamentele cu copiii și nu puteam să lucrez și în timpul săptămânii și în weekend. Aveam nevoie de puțină pauză. Dar mi-a prins foarte bine. Și după perioada aia am primit o propunere de la Iura Luncașu de a face parte din acel proiect Faci sau Taci și am citit scenariul și am zis why not? Ia să încerc. Ce-o fi atât de rău dacă tot am luat acele cursuri de actorie și m-am descurcat, consider eu, bine. Hai să vedem la ce nivel pot să ajung. Foarte bine, bravo! Da. A fost o experiență frumoasă. Da, ți-am zis, am vrut să schimb un pic mediul și să scap un pic de monotonie. Că făceam cam aceleași Rutina. Lucruri, da, și voiam să mă dezvolt și să cunosc oameni noi, să mă integrez. Aveam eu o problemă așa de când am renunțat la gimnastică, să mă integrez în grupuri, pentru că simțeam că nu-mi găsesc locul. Și a fost o provocare pentru mine. Și chiar ți-ai creat în prezent, dacă știu bine, chiar ți-ai creat o gașcă foarte, foarte mare. Și o gașcă de oameni talentați. Gașcă de oameni talentați, gașcă foarte mare. Bine, acum cu pandemia mai restrâns, mai să spun așa. Da. Până, dar până da, am rămas în relații foarte bune cu toți, cu cei cu care am lucrat. Da. Minunat. Că tot am menționat noi puțin mai devreme de copilărie, aș vrea să-mi spui și să ne spui tuturor cât de mult te-a influențat pe tine educația de acasă în ceea ce a devenit astăzi Sandra Izbașa. Foarte mult m-a influențat, pentru că datorită părinților mei sunt omul din prezent. Faptul că au avut multă răbdare, foarte multă răbdare cu mine și mi-au îndrumat pașii, fie în momentele cele mai grele, îmi dădeau de fiecare dată sfaturi, le luam, le consideram foarte bune, chiar dacă pe moment eram ușor indignată pentru că nu-mi ies lucrurile exact așa, aveam răbdare, pentru că tata tot timpul îmi spunea să am multă răbdare, cu răbdarea trec marea. Și încercam să pun în practică ceea ce îmi spunea el. Nu-mi ieșea, logic. Dar când am văzut că vin și rezultatele, am zis, ia uite, am învățat de la... Dacă n-ai un tată ca al meu, să-ți cumperi. Nu, și dar zic că am luat așa fiecare sfat al lor și mi-am dorit să ajung exact acolo unde mi-am propus, bine, de la o anumită vârstă, să nu crezi că de la 4 ani mi-am propus să ajung la 18 ani campioană olimpică, dar să mă gândesc că tot ceea ce îmi povestesc ei, cu siguranță o să îmi fie bine la un moment dat. Că știai clar că nu-ți și vor rău. Avea, nu aveam alt refugiu, adică în afară fiind singură la părinți, nu aveam un alt refugiu, mai ales când am plecat la lot, bine, neavând telefoane și asta e altă poveste, le scriam scrisori. Eu am plecat de la vârsta de 11 ani și neavând telefon încercam să comunic cu ei, nu scriam eu de cele mai multe ori foarte bine și primeam înapoi scrisoarea corectată de la mama. Serios? Da. Wow. Și așa am învățat să mă dezvolt, să scriu, să îmi placă limba română, să pot să fiu eu, să nu depind de cineva, dar cum se scrie asta? Cum? Mi-am dorit foarte mult să mă dezvolt pe tema asta, știind că atunci când intri în lot, școala se mai reduce un pic. Nu ai cum să faci și două antrenamente pe zi și școală la fel ca un copil normal. Dar am încercat să le îmbin, iar părinții mei au fost tot timpul alături de mine și m-au susținut la fiecare pas. Dau puțin din casă, mi-aduc aminte că erai și foarte încăpățânată când erai mică. Acum nu știu cum s-a schimbat. Nu, situația. Aveam și eu. Eu. Nu e adevărat. Dar cu toate astea, ai văzut că ai ascultat sfaturile lor? Păi da, normal, pentru că dacă nu le ascultam, de la cine să iau sfaturi? Tocmai. Da, asta zic, dar... Nu neapărat că am fost încăpățânată. Încercam să am și eu un cuvânt de spus. Dacă tu îmi spuneai că peretele ăla este negru, doar nu îți spuneam că da, e peretele negru. Nu, e alb, că așa îl văd, alb. Încercam să am și eu o părere, să văd dacă se potrivește sau nu. Că dacă mă duceam după turmă, probabil că mă pierdeam. Nu, am vrut să fiu un pic mai diferită. Probabil de acolo și încăpățânarea mea, că nu eram ca toată lumea. N-am vrut să fiu ca toată lumea, am vrut să fiu ca mine. Deci, atât că a fost o trăsătură
care te-a ajutat. M-a ajutat, da, m-a ajutat. Nu știu dacă pot să spun că este secretul succesului, dar la mine a funcționat, așa că nu cred că există secretul succesului. Zim, care ar fi cele trei lecții, să le spunem așa, cele mai importante pe care le-ai preluat de la părinții tăi și pe care le urmărești și acum? Nu știu, respectul. Respectul față de oamenii din jurul meu. Trei. Asta mi-a venit acum. Uh-huh. Nu știu dacă mai fac rost de două, dar o să mă gândesc și o să-ți spun. Dar respectul, în general, curajul de a mă exprima și încrederea în mine, nu neapărat încrederea în toată lumea, încrederea în mine. Cam astea ar fi cele trei. Îți dai seama că sunt mult mai multe, dar acum... Așa, top trei cele top mai... Top trei. Cam după asta mă ghidez. Uh-huh. Da. Zim, cum a început, de ce gimnastica? Cum a început totul? Îți mai aduci aminte de prima oră sau primul antrenament la gimnastică? Da, mi-aduc aminte. Că erai micuță, câți ani aveai? Da, 4 ani. 3 sau 4 ani, iată. Da. Păi mi-aduc aminte că aveam foarte multă energie și mergeam cu bunicul meu în parc, da, și mă cățăram prin toți copacii și mergeam și cu verișoara mea, doar că ei era foarte frică să urce într-un copac sau, mă rog, să facă jumbuș lucruri ce făceam eu prin parc. Și atunci bunicul meu a venit cu ideea către părinți că ar trebui să fac un sport organizat într-un mediu sigur, ferit de accidente sau mai știu ce. Și m-au luat părinții de mânuță, m-am dus în baza de la Clubul Steaua și am testat terenul de tenis. Nu mi-a plăcut, păcat, aia e, într-o altă viață. A, așa. M-am dus la scrimă, am văzut cu sabia, îți dai seama ce ți se reprezenta ție la 4 ani sabia, că intră în tine și muri. Și atunci, tot în centrul de acolo, era și sala de gimnastică și când am intrat, m-a fascinat foarte mult groapa cu bureți. Și, bine, îți dai seama, eram, wow, ce tare, vreau și să mă juc în groapa cu bureți. Da. Și m-a verificat o antrenoare să vadă dacă sunt în parametri și mi-au zis că sunt în regulă. Dar ce înseamnă că erai în parametri? Să vadă dacă sunt slăbuță, dacă am fibră, dacă o să... Se uită și la părinți, dacă ei sunt foarte înalți, atunci, pe vremuri, da. Nu era potrivit ca să începi gimnastica, să spun. Te îndrumau către un alt sport, volei, handbal, alte sporturi, că dacă te dezvolți în mintea lor, nu știu, habar n-am, foarte mult în înălțime, nu te mai ajută pe aparate. Cu toate că, până în prezent, din România, sper să nu fac vreo gafă, mai înaltă. Sunt, uh-huh. Că n-am murit. Uh-huh. Sunt. Sunt cea mai înaltă. Așa. Așa. Și trebuia să muncesc de două ori mai mult decât o gimnastă micuță, pentru că altfel se dezvoltă totul și normal, aveam nevoie de treaba asta. E, și antrenoarea când m-a văzut, le-a spus părinților ca de săptămâna viitoare să intru în grupa de inițiere. Și am început totul ca într-o joacă, da, că nimeni nu îți spune că trebuie să faci performanță. După aceea m-a atras foarte mult în zona asta. A început să-ți placă din ce în ce mai mult. A început să-mi placă și mă uitam la gimnastele mai mari decât mine, că făceau tot felul de elemente spectaculoase. Nu știam cum se numesc, dar mie mi se păreau fascinante și am zis că vreau și eu așa, să ajung așa. Și la 7 ani am avut prima mea competiție, mă rog, la 23 august, un campionat municipal. Uh-huh. Și n-am fost ceea ce trebuia. Că am ieșit, nu e joc, știu, pe ultimul loc, habar n-am, oricum prin coadă. Nu a ieșit un rezultat notabil. Abia de la lot am început să cuceresc medalii, diplome, până la medalii, diplome și așa mai departe și să am o ascensiune în sportul de înaltă performanță. Deci ai persistat, nu te-ai dat bătută după primul eșec. Te-ai dat? Păi, de la 7 ani, de la prima competiție, am zis că eu nu mai vreau să fac gimnastică. Wow. Păi, wow, niciun wow. Să vii pe locul 8, 9, 10, 12, 15, păi nu și era cine wow. Te-a ajutat să continui? Tot părinții. Părinții împreună cu antrenorii, pentru că au spus că am totuși un real potențial și că să am răbdare, că nu trebuie să explodez din prima, mai bine încep
încet, încet, încet și apoi pun piciorul pe accelerație și cresc. Și am... Pentru că tu îți doreai la vârsta aia să fie totul perfect. Da, pentru că, da, e un defect. E un defect asta cu perfecțiunea, că tot timpul doream și ziceam că sunt o perfecționistă și că asta e o calitate. Nu, e un defect, pentru că te macină foarte mult. Și mă ofticam, logic, când le vedeam pe celelalte colege că, nu știu, cucerez medalii, primesc diplome și eu primesc șervețelul, nu era chiar atât de satisfăcător pentru mine. Și atunci nu pricepeam ce am de făcut. Și ai mei tot timpul au fost alături de mine și m-au îndrumat. Și, mă rog, îmi dădeau tot felul de cheițe de care eu mă agățam ca să pot să evoluez. Că tot vorbeam noi acum de, de faptul că ți-ai dorit când erai micuță să renunți. Când ai mai crescut, după ce ai câștigat medalii, ai mai avut vreun moment în care pur și simplu ți-ai dorit să, să faci pauză? Nu știu, erai vulnerabilă, erai obosită, simțeai nevoia de o pauză și nu mai voiai să continui. Ce ai făcut atunci? Ce am făcut atunci? Am pus mâna pe telefon și i-am zis mamei că vezi că vin acasă. Atât. Și mama, bine, dar gândește-te, dacă vrei să vii acasă și ai luat decizia asta într-un moment la nervi, da, s-ar putea să-ți pară rău mai încolo. Cel mai bine este să stai să te liniștești, să nu mai privești lucrurile atât de negre și să iei decizia în momentul în care tu o să fii împăcată cu tine și o să-ți fie bine. Dacă atunci ești sigură pe ceea ce vrei să faci, retrage-te. Dar în momentul în care eu mă calmam și îmi reveneam după câteva zile sau săptămâni, că existau și săptămâni, după aceea nu mai venea să mă retrag. Ziceam, băi, dacă totuși am muncit atâta timp și am ajuns la nivelul ăsta, dacă eu renunț acum, dau cu piciorul la toți anii munciți. Și truda mea în sală se duce pe apa sâmbetei, doar printr-un moment impulsiv. Și atunci stăteam, mă gândeam și ziceam, ia hai să mai încerc. Hai să văd ce o să iasă. Îmi doresc din ce în ce mai mult să fiu din ce în ce mai bună. Dacă am luat locul 3 sau dacă am greșit la o competiție, la următoarea competiție, voiam să le demonstrez tuturor că a fost o greșeală și că nu a fost ziua mea cea mai bună și că de fapt eu asta sunt. Și de asta mă agățam. Și de faptul că mama mi-a zis să nu renunț atunci când îmi este greu, să renunț atunci când îmi este bine. Ceea ce iar mi-a mai dat o cheiță, iar o putere de a merge mai departe. Și cumva ți-ai permis să ai și răbdare cu tine. Foarte mult. Bine, cu toate că stăteam foarte prost la capitolul răbdare, foarte prost, am zis că dacă asta, nu știu, asta este o modalitate, hai să văd ce pot să scot din toată treaba asta. Ți-am zis, mie îmi place să fie așa, dar nu se întâmplă nimic. Da, ține de răbdare, ține de dorința noastră de perfecțiune. Da, da. Într-adevăr. Îți aduce aminte de vreo provocare internă foarte, foarte intensă, nu știu, pe care... Cum ai depășit-o? Internă. Explică. Psihică, cumva. Psihică. Să nu aibă neapărat legătură cu accidentările, ceva fizic, ci pur și simplu... La mine totul, dacă vorbim despre sport și... La cum a fost viața mea, timp de 20 de ani mă pot lega de perioada respectivă și în momentul în care mă accidentam, îți dai seama că te scotea din circuit și le vedeai pe celelalte colege cum progresează și te gândeai tot timpul, oare o să mai ajung la același nivel, oare o să-mi depășesc nivelul, îți dai seama că te măcina foarte tare lucrul ăsta și cea mai mare accidentare pe care am avut-o, am avut-o în 2009, ruptura de tendon ahilian și cu mâna stângă, mâna mea de bază. Deci am fost așa, într-o fracțiune de secundă, fără două membre. Nu am fost foarte bine, mai ales că... nimeni, în afară de familie și câțiva prieteni, nu mi-au mai dat vreo șansă de a reveni în sportul de înaltă performanță, nu zic să mai cuceresc alte medalii sau orice. Și atunci m-am măcinat foarte tare, m-am închis foarte mult și n-am mai vrut să mă uit la nicio competiție de gimnastică. Și tot așa, dintr-o joacă, pentru că îmi doream foarte mult să fiu un om normal.
dacă vreau să alerg după autobuz, să nu stau să mă gândesc de două ori, pă, îl prind sau nu îl prind autobuzul. Și atunci treaba asta m-a motivat foarte mult să devin un om normal. Dacă mai fac performanță, foarte bine, asta e un plus. Dacă ce ai făcut mai... în sensul ăsta? Că ai zis tu să devii un om normal? Un om normal în sensul de recuperare, de okay. forță, da, de elasticitate, că de fapt despre asta este vorba la un tendon, atunci când ți-l reface, să poți să mergi, să alergi, să faci ceea ce-ți dorești. Dacă vrei să te duci să alergi pe stadion sau să te joci, nu știu, fotbal, să poți să faci fără să spui stai, că eu am o problemă, nu pot să mă joc sau nu pot să alerg. Și mi-am dorit foarte mult lucrul ăsta, să fiu un om normal. Și de acolo, tot așa, prin joacă, câteva elemente, antrenorii au știut foarte bine cum să mă modeleze, să prind și forță pe acel picior, elasticitate și așa mai departe, până când m-am trezit că la un an distanță de accidentare, fix în ziua în care eu m-am accidentat la aceeași oră, eu concuram. Și am făcut un sol foarte bun. Dar incredibil. Mai ales că rămâi cu anumite sechele în momentul în care te accidentezi sau cel puțin la tendon, pentru că eu am auzit o pleznitură, îți rămâne creiera și toată treaba asta și tot timpul trăiești cu frica dacă se rupe celălalt. Am eliminat frica, pentru că dacă stăteam cu frică să mă gândesc, bă, dacă pleznește celălalt, nu mai ajungeam la a doua ediție de Jocuri Olimpice. Cum ai eliminat frica? Cum ai reușit să faci chestia asta? Mutându-mi gândul. Să mut gândul. În momentul în care porneam pe diagonală să-mi fac elementele, îmi eliminam gândul că ar putea să se întâmple ceva rău. Nu, mă duc, indiferent de ce se întâmplă, eu mă duc. Cu încredere. Cu încredere, da. Și altfel de trăiri mai puțin bune interioare, nu știu. M-a călit foarte mult perioada aia. Acum le tratez nu cu superficialitate, ci cu... mai multe rezolvări. Da, exact. Oricum a fost o perioadă extrem de dificilă. Foarte dificilă. Pentru că tu, practic, te gândeai că, gata, asta a fost da. Cariera mea da. Până aici. Da, da, și nu mă așteptam. Tu doar încercai să-ți menții viața de zi cu zi. Da. Dar nu te așteptai că o să mai poți participa vreodată la competiții. Mai ales să mai și câștig medalii. Și să și câștigi, exact. Și să mă mai și reinventez la un alt aparat, pentru că eu, preferatul meu, rămâne solul. Dar schimbând colectivul de antrenori și domnul Belu fiind un mentor foarte bun, mentor, psiholog, tată, frate, soră, ce vrei tu, de toate era, pentru mine, m-a ajutat să trec peste acel trac și să pot să... Mai am încă un aparat forte, într-un timp foarte scurt, timp de 2 ani, pentru că eu m-am recuperat un an de zile după accidentare și deja în 2011... cuceream medalii importante la campionatele europene, apoi la Jocurile Olimpice, plus campionate europene, la un aparat la care nu visam vreodată să cucerez vreo medalie, ca să nu spun de aur. Deci atât cât de mult contează mentalitatea. Da, foarte mult. Și cum a reușit să mute un pic gândul de ce probleme aveam eu, pentru că mă blocam în momentul în care mă puneam în capătul pârtii de sărituri, nu puteam să plec pe alergare. Îmi făceam tot felul de scenarii. Ce și... o să se întâmple? Da. Dacă o să te accidentezi exact. Din nou? Dacă și nu n-o suportam reușești. Să-mi spună un număr de repetări. Dacă venea la mine și îmi spunea ai 10 repetări și spunea ultima nu ți-a ieșit atât de bine, mai faci una, la a 11-a repetare mă blocam și nu mai făceam nimic. Și a înțeles treaba asta și a reușit să-mi facă un program în așa fel încât să și progresez, dar să nu mai am blocajele. Da, important e că nu te-ai dat bătută. Și da. Chiar dacă ți era frică, tu tot ai continuat. Îmi transpirau palmele, uite așa, când le întorceam și tremurau și îmi curgea și transpirația de... Mă gândeam ce o să primesc ca și program astăzi, pentru că îmi doream foarte mult să mă antrenez, dar în același timp eram conștientă de blocajele pe care le aveam. Și nu știam cum să fac să scap de ele. Și domnul Belu consider că a fost... Bine, și doamna Mariana, să nu se înțeleagă că... Dar cu domnul Belu m-am înțeles foarte bine pe partea asta. Da, da, contează enorm. Da. Te-ai gândit vreodată să scrii o carte despre toată cariera? M-am gândit să fac un documentar. Și mai bine. M-am gândit să fac un documentar, îmi propusesem, dar nu am reușit. Bine, până la vârsta de 30 de ani. Dar niciodată nu este prea târziu. La un moment dat,
cred eu că o să se îndeplinească și acest vis. Da, chiar te rog și cartea cred că toată lumea care te place te va ruga să nu... Da, da, am câteva să idei. Să nu lași baltă proiectul ăsta. Da, am câteva idei ce mi-aș dori să contureze acel documentar. Dacă o să-mi iasă, o să mă bucur foarte mult. Do that. Da. Please. Da, chiar mi-ar plăcea, ți-am zis, e o dorință de-a mea. Ia zi-mi, cum te menții tu cu picioarele pe pământ? Pentru că așa mi-am dorit. Așa. Așa mi-am dorit de la prima mea medalie cucerită la Beijing. Mi-am dorit din suflet să rămân același om. Ok, am avut o realizare deosebită. Am luptat foarte mult pentru acea medalie. M-am bătut cu cei mai buni din lume. Puteam frumos să stau cu nasul pe sus, să privesc toată lumea de la distanță, dar mi-am dorit să fiu același om, pentru că, în primul rând, înainte de sportiv, tu trebuie să fii om. Și exact asta am făcut. Nu, n-am vrut să mă schimb, pentru că și în asta a constat evoluția mea pentru Jocurile Olimpice din 2012. Pentru că dacă ziceam, am câștigat o medalie de aur, gata, mi-am îndeplinit țelul, mergem mai departe, nu știu, să fiu liberă, să mă exprim, să ies în oraș, să călători și așa mai departe, probabil, nu probabil, sigur, nu mai ajungeam la a doua ediție de Jocuri Olimpice. Da. Și în ziua de azi sunt la fel. Da, și să știi că transpare atitudinea asta ta în tot ceea ce faci. Și în prezent și ce ai făcut până acum. Adică se vede că ai avut o disciplină, da, da, da. Păi chiar am. Asta, cu asta am rămas. Consider că... Și coloană vertebrală, cumva. Cu disciplina, da, educația. Și sportul ăsta m-a învățat foarte mult. Să am o educație, disciplină. Că mai am mici scăpări, sunt mici scăpări, dar asta am făcut atâția ani, cu asta am rămas. Exista vreun ritual pe care îl făceai înainte cu o zi, de exemplu, când te pregăteai pentru o competiție de-asta mai importantă? Yoga. Meditai? Yoga. Eram ca într-un glob de sticlă, eram ca în globul meu retrasă, ritual. Aș putea să spun că era așa, ca un ritual. Dar eliminam orice ar fi fost, nu știu, ceva ce să-mi distragă atenția, de genul telefonului sau, nu știu, să aud discuții, știri. Ce aveam televizor? Știri, mă refer, știri live, discuții în cadrul nostru, în jurul meu, dintre antrenori sportivi. Preferam să mă retrag în camera mea, să citesc, să ascult muzică și asta mă monta pentru următoarea zi de competiții sau pentru antrenamentele de acolo, din satul olimpic cumva. Sau, da, mă focusam pe ceea ce aveam eu de făcut și noaptea, înainte să adorm, îmi repetam în gând elementele, exercițiile și mă și cronometram, că putea să mă ia, știi, să începi un element sau un exercițiu și să te duci și să și adormi. Nu, îmi cronometram ca să fiu acolo. E ca și când ai face antrenament, doar că îl faci mental. Atâta tot, da. Dar asta mă motiva și mă monta pentru a doua zi, pentru că să nu crezi tu că eu dormeam înainte de competiții. Pentru exact că asta acum, urmă să te întreb, dormeai? Tu știi ce bine dorm acum? Mamă, n-ai idee cât de bine dorm și închid așa ochișorii și n-am niciun fel de stres. E, atunci nu. Nu. Nu se întâmpla să, sunt să și multe dorm emoții, cum. Profund sau, nu știu, tot timpul. Eram ca un iepuraș. Dacă mă trezeai la 3 dimineața, eu trebuia să-ți fac elementele sau exercițiile. Și de asta zic, cu cârcei și cu eu mai știu ce. N-aveai cum să fii în somnul ăla. Era un exercițiu de relaxare. Ăsta îl practicam de cele mai multe ori. Te și odihneai, erai și fresh, dar nici nu dormeai. Te odihneai, dar nu dormeai adânc. Cât de cât? Cât puteai? Da, da. Erai tot timpul într-un continuu stres. Ce se întâmpla, de exemplu, în mintea ta înainte, când îți așteptai rândul la unul dintre aparate? Te gândeai la ceva anume? Vizualizai ceva gândindu-mă că e gălăgie acolo, sunt atâtea persoane, sunt atâtea energii, sunt atâtea emoții? Faci abstracție. Cel puțin eu așa am procedat.
În momentul în care intri într-o sală de concurs și, bine, fiecare are câte un favorit ca și țară și așa mai departe, îți dai seama că nu poți să te concentrezi dacă nu ai o pregătire în sensul ăsta. Și ei și la asta lucrează, știi? Să te distragă un pic de la ce ai tu de făcut și fac gălăgie, tropăie, dau cu, eu mai știu ce, fluieră. Tu nu auzi, îți închizi urechile și îți faci exercițiile pe care tu le-ai antrenat zi de zi, zi de zi. Cum adică tu ești tu cu aparatul. Îți închizi urechile. Exerciții multe, exerciții, și am avut norocul. Am dat peste un psiholog la Clubul Steaua, înainte să plecăm la lot, care ne-a învățat exerciții de relaxare, exerciții de a face abstracție de tot ceea ce e în jurul nostru, și în momentul în care noi intrăm în sala de competiție, să ne întoarcem cu fața către mantinela respectivă sau către scaun și să ne repetăm în cap exercițiul pe care noi aveam să îl facem pe bârnă, sol, sărituri sau paralele. Și practic tu erai acolo, tu cu tine. Și când urcai, te prezentai la arbitră, inspirai, expirai și erai tu cu aparatul. Atât. Și atât. Și atât. Nu mai auzeai bine. Puteai să auzi antrenorul. Antrenorul nu prea avea voie să vorbească, dar sufla prin sportiv și dacă te vedea că undeva nu știu, ai ratat, că ei își dau seama de tot exercițiul, îți spuneau prin sportiv ce să schimbi ca să duci până la bun sfârșit exercițiul, în cazul în care era nevoie. Dacă nu, încurajări, astea le auzeai, da? Dar dacă, nu știu, se trezea unul în tribună, vreau să mă căsătoresc cu tine, nu-l auzeai pe ăla. Bine, ce-i drept, mie mi s-a întâmplat să aud un bebeluș plângând, dar ia te iau mai repede. Că duduia sala, cel mic a început să plângă și atunci am auzit și eram, ce n-ai mai asta, concentrează-te în continuare. Exact, da, dar a fost un moment scurt în care m-am deconcentrat și după iar am intrat. Că eu, în momentul în care urcam, de exemplu, pe urnă, îmi cântam, nu aveam o melodie anume. De era un na-na-na-na-na-na, dar cât să-mi fac exercițiu, pentru că nu stai să te concentrezi. În timp ce făceam exercițiu. În timp ce făceam exercițiu. Wow. Nu stai să zici, și acum urmează Danilova, și acum urmează piruetă, că astea sunt din subconștient. Practic, tu la concurs ajungi cu subconștientul, da? El lucrează mai mult decât conștientul. Și într-un tip ăsta le fredonai le ceva. Da, na-na-na-na-na. Wow. Eram... Nu sunt nebună, dar ăsta a fost refugiul meu. Mi se pare foarte, foarte mișto că puteai să te... Exact, să faci abstracție de o sală întreagă. Și auzeam doar ceea ce voiam eu să aud. Nu aveam nevoie de alte. Dacă, ți-am zis, dacă Doamne ferește, te înjura unul. Uite, de exemplu, cum nu suportam la sărituri, cum aveam eu problemele mele, nu suportam să urle toată sala în momentul alergării. Și am reușit să mă detașez și de lucrul ăsta. Pentru că, de exemplu, eu concuram la sărituri și pe bârnă sau pe sol era o altă sportivă și urlau la sportiva respectivă, iar eu trebuia să alerg. Am făcut abstracții și de treaba asta, că nu puteam zic, sală, concurez eu. Puțin respect, totuși. Puțin respect, gura. Nu puteam să fac treaba asta. Ce faci în prezent? Cum îți gestionezi emoțiile? Că sunt sigură că ai învățat foarte, foarte, foarte multe lucruri tocmai datorită momentelor de genul acela, mm-hmm. care au fost intense. Mm-hmm. Au fost foarte intense. Și acum mă gândesc că dacă la fel mai treci prin momente intense, ai niște tool-uri. Am niște tool-uri. Pe care le-ai învățat. Da. Am trecut recent, mă rog, printr-o treabă din asta la emisiunea The Messenger. Așa, exact. Așa. Da. Televiziunea. Știind că sunt oricum sub o mască și lumea nu mă recunoaște, am avut emoții mari pentru că totuși cântam. Nu este un mediu normal pentru mine, că nu fac asta zilnic. Și atunci, cum purtam și costumul ăla mega strâns, mulat, ce vrei tu, cu cordeluțele alea ce le aveam pe mine, simțeam că mă sufoc, că mor acolo și sub mască. Și am inspirat, am expirat și am zis, Doamne, știu, ce-o fi, o fi. Dacă greșesc, acum miza nu mai e la fel ca la Jocurile Olimpice, care sunt din 4 în 4 ani, și asta m-a mai detașat un pic de emoții. Dar am și acum emoții, doar că știu să mi le gestionez altfel.
De exemplu, la un speech motivațional, tot așa, când intru, primele 5 minute simt că îmi tremură vocea, dar doar eu simt, că am mai întrebat lumea în jurul meu, bă, să auzi că l-am început. Zice, nu, dar eu simt că îmi tremură vocea și după aceea încep să vorbesc normal și încep să mă integrez, da, să mă relaxez, dar sunt emoții pe care le trăiesc și acum și încerc să mi le gestionez. Să-mi aduc aminte cum le gestionam în sport, cu toate că nu prea se pupă. Da, nu sunt chiar la fel. Evident. Fel, dar m-au învățat foarte mult anii de performanță, cum să-mi gestionez emoțiile. Ce te inspiră acum? Care sunt lucrurile care te inspiră pe tine? Mai oamenii buni, în general. Îi găsești mai rar sau cum e acum? Mai rar. Mă întrebi? Mai rar. De ce să te mint? Mai rar. Dar lucrurile optimiste, ca să nu spun pozitive în anul ăsta, că e dubios. Da. Dar din asta îmi iau energia. Oamenii care zâmbesc, care fac glume, care asta mă inspiră. Ceva ce mă și relaxează, dar și de unde am ce să învăț. Asta exact. Mă inspiră. În moment de față. Care ar fi lucrurile de care ai fi cel mai mândră până în prezent? Bună întrebare. În afară de medalii, pentru că ăsta cred că ar fi primordial. Păi, stai seama că atunci când ai un țel și l-atingi, este bucuria, împlinirea, tot ce vrei tu, supremă. După, e mai greu să ajungi la același nivel la care ai ajuns și îți trebuie foarte multă răbdare și ani ca să ajungi la o performanță la care am ajuns de la 4 ani până la 18 sau 22 de ani, știi? Acum sunt din nou măcațăr pe munte. O să văd care este rezultatul la un moment dat. La altceva. Dar sunt sigură că ai. Am, dar prefer să nu le spun. Prefer să le fac, prefer să le iau pas cu pas, prefer să nu mai îmi fac iluzii, pentru că așteptări mari cu dezamăgiri mari, am învățat treaba asta și atunci e cel mai bine step by step. Corect. Da. Ai vreun regret până acum? Nu, îți dai seama. Ce regret? Oricum, dacă aș fi avut vreo putere magică, nu ca aia că vreau să fiu invizibilă sau ceva de genul ăsta, nu, aș fi dat timpul înapoi, dar nu vreau să-l dau înapoi. Să dai timpul înapoi ca să ce? Să schimb anumite lucruri, de exemplu ratarea de la sol sau, nu știu, lucrurile unde mai greșesc, aș vrea să nu mai greșesc, dar asta mă învață să nu mai greșesc în viitor. Dacă, uite, nu puteam să schimb deloc ratarea de la Londra, de la sol, dar am învățat, am mers mai departe. N-am niciun regret, crede-mă. Simți cumva că momentul ăla te-a făcut un om mai puternic? Cu siguranță. Cu siguranță, da. Da, păi îți dai seama, muncești atâta timp și fix în momentul ăla, că noi nu concurăm, avem în total pe cele 4 aparate, sunt vreo 4 minute și jumătate. Solul 1 minut jumate, bârna 1 minut și jumătate, săritura 12 secunde, paralelul 40 de secunde. Îți dai seama cât ai muncit tu pentru minutul ăla și jumătate? Enorm! Exact. Enorm. Păi normal că poți, dacă nu ai psihicul tare, poți să cazi în depresie. Depresie din aia... Urâtă. Ai avut vreodată, ai trecut printr-un moment de genul ăsta? De depresie? După să-l accidentare. Numești cumva depresie? După accidentare. Nu știam ce se întâmplă, dar mi-am dat seama că e vorba de depresie. După accidentare, pentru că mă pregătisem atât de intens pentru campionatele mondiale din 2009 și știam că am reale șanse de a câștiga câteva medalii și într-o fracțiune de secundă s-a frânt tot. Că de asta, de acolo, mi-a rămas să nu mai fac așteptări mari cu dezamăgiri mari și să îmi pun obiective pe termen scurt. Step by step. Step by step. Pas cu pas. Da. Și ai spus că oricum ai fost ajutată și de către psiholog, dar și de către părinți cumva. Psiholog fiind părinții. Părinții mai mult. Da, da. Ok. Da. Ca să treci peste momentul ăla. Ca să trec peste momentul ăla, da. Da. Corect. Da, și... fiziokinetoterapeutul, recuperarea, pentru că, da, recuperarea a contat foarte mult și am avut parte de un om foarte bun, pentru că fără el n-aș fi putut să mă recuperez. La Clubul Steaua,
culme, a venit așa, fac, că mă și gândeam unde naiba o să mă recuperez acum. Îmi doresc foarte mult pentru că operația mi-am făcut-o în afară și nu puteam să merg în afară să mă recuperez, dar în același timp îmi doream, cum ți-am zis, să fiu un om normal. Și a venit omul ăsta, Doamne, îi mulțumesc și acum că ne-am întâlnit. A venit la momentul potrivit. A venit la momentul potrivit, da, și m-a ajutat, chit că nu mi-a convenit mie, pentru că muncea din ce în ce mai mult cu mine și stăteam câte 4-5 ore la recuperare și făceam forță pentru picior și mobilitate și așa mai departe. Și nu-l mai suportam, pentru că era mult prea greu. Și îmi zicea, Sandra, ai răbdare, că ai să vezi că o să-ți fie bine. Dă-ți răbdare, ai să vezi că o să meargă foarte bine piciorul. Da, dar după i-am recunoscut și mi-a părut rău că am fost așa impulsivă față de el. Dar m-a înțeles, pentru că e foarte grea recuperarea. Ok, de accidentat te accidentezi. Dar recuperarea e grea, foarte grea. Uite, sunt curioasă să te întreb ce înseamnă pentru tine mentalitatea asta de învingător. Cumva din ce îmi spui, ține mult și de răbdarea pe care trebuie să ți-o răbdare, asumi încredere, cumva. Răbdare, încredere, perseverență, curaj. Astea sunt toate înglobate, dau rețeta învingătorilor. Bine, mai sunt acolo. Mai băgăm. Sunt mai multe. Ce anume? O să zic după ce închei filmul. Ce anume? Bun. Suntem aproape de finalul interviului și să rezumăm așa, aș fi curioasă să îmi spui ce lecții te-a învățat pe tine până la urmă sportul de performanță, dar pe care să le consideri indispensabile în viața pe care o ai acum. Educația. Educația, disciplina. Păi cam astea ar fi. Și răbdarea, văd. Și totuși răbdarea. Și răbdarea, văd. Și răbdarea, da, tot ceea ce ți-am povestit până acum s-au transferat și în viața normală, nu a unui sportiv de înaltă performanță. Ne-au educat altfel. De la vârsta de 4 ani îți dai seama. Și fiecare cum s-a dezvoltat după. Contează da, și lucrul ăsta, că poți să evoluezi sau poți să rămâi la nivelul ăla. Da, cum discerni anumite lucruri. Întotdeauna mi-am dorit, da, să evoluez, să dezvolt și alte calități și să nu mă opresc. Și să primesc tot felul de provocări de la care am ce să învăț, care mi se potrivesc. Despre asta este vorba. Pentru ce ești tu recunoscătoare în prezent? Pentru tot ceea ce am în prezent. Ce frumos! Pentru tot. De la Adam și Eva, dacă vrei să zic. De la A la Z. Pentru tot ceea ce... Deci ești un om fericit. Foarte fericit, da. Și recunoscător. Și împlinit. Și recunoscător. Foarte important. Mă bucur tare, tare mult să aud asta. Hai să le transmitem un mesaj celor care ne... De așa, de sărbători. Așa, sărbătorile vin, sărbătorile. În primul rând... Le urez sărbători cu gust, da? Și miros la sărmăluțe și la cozonac. Să fie sănătoși, fericiți și să trecem cu bine peste anul ăsta. Că vine și anul viitor cu... Sperăm noi mai bine. Cu mai bine. Cu mai bine. Adică asta ne dorim. Doamne ajută! Mult mai bine față de anul ăsta. Anul ăsta dilit, am învățat. Bine, să știi că mie mi-a mers bine anul ăsta, de ce să mint? Ai mers avut de învățat. Bine. Am avut de învățat, am evoluat. Exact. Da, adică foarte bine. Ne tragem lecțiile de pe urma acestei. Da, și mi-am păstrat, dacă la început am avut momente în care, nu știu, am simțit așa o apăsare, tristețe față de tot ceea ce se petrece, am găsit partea optimistă din toate treburile astea, știi? Și m-am agățat de lucruri frumoase. Ca să nu și continui treaba asta și nu voiam să mă afund, pentru că și asta contează. Foarte mult la psihic. Să nu cazi. Ok, un an prost. Ok, hai să vedem ce facem. Cum ne adaptăm. Cum ne adaptăm. Ce da. Putem și am să reușit facem. Să mă adaptez, ba mai mult, surpriză, anul viitor. Ba mai mult, sunt împlinită și fericită. Bun. Doamne ajută, mă bucur tare mult. Mulțumesc. Îți mulțumesc din suflet. Că ai acceptat încă o dată. Mulțumesc. Și tuturor celor care ne-au urmărit, vă mulțumim, vă dorim sărbători fericite și ne vedem la următoarea ediție. Seară bună!